în porția de sfat de drum bun la Europa FM. Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Și așa cum v-ați obișnuit, Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, este cu noi prin Skype de această dată. Salut, Bogdan, bine ai revenit! Salut, Radu, mă bucur că ne reauzim și că ne și revedem. Și eu mă bucur foarte mult, mai ales că din nou avem un subiect foarte important de discutat astăzi, și anume dacă infrastructura asta de care ne plângem cu toții, da, drumuri, șosele, autostrăzi, drumuri naționale, drumuri europene, este singura vinovată de producerea accidentelor rutiere. Sau mai există și alți factori, dintre care și factorul uman. Dacă întreb factorul uman de care vorbeam, care este principala cauză, cel puțin din experiența noastră în ceea ce privește ca prima opțiune a cursanților în Apocale Academie, când ne întrebăm care credeți că este cauza pentru care România are această statistică neagră la nivelul european în ceea ce privește accidentele mortale, marea majoritate a cursanților noștri spun infrastructura. Evident că și infrastructura are rolul și rostul ei, de aceea inclusiv țele civilizate pe care noi le luăm, care pe, nu știu, Germania, Olanda, Franța, Italia și așa mai departe, când ne gândim la kilometri de autostradă, inclusiv ele se gândește ar putea să îmbunătățească din perspectiva infrastructurii, pentru ca într-o situație potențial periculoasă, potențial critică, infrastructura să te ajute și să salveze vieți. Nu neapărat să elimine accidentul rutier din dicționar, dar măcar să nu mai vorbim despre morți pe șosele. Dar când vorbim de România, eu cred că noi cu toții ar trebui să ne și punem niște mici semne întrebare vis-a-vis de abordarea noastră în trafic. Evident că infrastructura, așa cum spuneam, are un rol determinant. Noi ne dorim kilometri de autostradă peste kilometri de autostradă, uitând că, de fapt, statistic vorbind, și autostrăzile generează accidente fatale în România și destul de des, sau prea des. Sunt din ce în ce mai mulți cei care circulă pe contrasens pe autostradă. Am avut foarte multe știri pe tema asta în ultima perioadă și, într-adevăr, și accidente grave, că pe autostradă se întâmplă, din păcate, accidente grave la viteză foarte mare. Deci, da, pentru că viteze de pasare acolo sunt altele, nu avem dexteritatea și, să zicem, uzanța de a folosi aceste autostrăzi cu toate regulile care decurg din felul în care trebuie să utilizeze autostrăzile, de aș face un pas în spate și ar trebui să înțelegem că avem niște zeci de mii de kilometri de drum național pe care ar trebui să-i folosim corespunzător, conform regulilor de circulație, pentru că altfel a stabilit fiecare dintre noi propria regulă de circulație, mai devreme sau mai târziu, generează un accident rutier. Și știm că asta în România generează un număr de mare, prea mare sau înfiorător de mare de victime. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de autostrada spre Moldova, de exemplu, ca să scăpăm de nenorocenia de drum European 85, dacă nu mă înșel. Da, eu am mai discutat despre asta. Nu știu cum cineva a putut să gândească o astfel de soluție tehnică. Din păcate, toți cei care parcurgă sunt niște mici eroi când ajung la finalul călătoriei. Nu neapărat în sensul pozitiv, ci în sensul că au mai scăpat de o zonă de risc foarte mare. Știm cu toții cum se circulă pe acolo, dar mai sunt și alte secvențe de drum cumva construite la fel, cu o bandă de circulație plus un acostament mai larg. A se înțelege foarte clar, acolo nu sunt niște drumuri expres, nu sunt drumuri cu două benzi pe sens, ci niște drumuri surogat, o bandă mai largă și un acostament pe care folosesc și alții, care sunt puși sub presiune de cei care vin din spate, evident cu viteză ridicată. Și dacă ar fi să vorbim legat de infrastructură, repet, e departe de a avea ceea ce ne trebuie, cu toții tânjim aceste autostrăzi, dar ar trebui să vedem și cum se circulă în jurul nostru, în principal din perspectiva vitezei de deplasare. Pentru că foarte mulți dintre noi ne calibrăm sau își calibrează deplasarea un pic sub permis, dacă mă prinde poliția să mai am niște puncte. Deci noi facem un fel de troc cu punctele, cu poliția, în așa fel încât să ajungem cu bine la destinație și să câștigăm acele 15-20 de minute pe care noi ne imaginăm că ne va schimba cursul vieții. Departe de a fi așa. Problema este să nu fie un pic mai mult, că dacă rămânem la un pic sub permis, hai să spun că nu e chiar așa gravă situația, dar de obicei de la picul ăsta se ajunge și la un pic și la încă un pic și te trezești. Radu, hai să spun un lucru. Din ceea ce știm noi, din ceea ce am practicat și din testele pe care le-am făcut,
o mașină la 50 de km pe oră, care, repet, 50 de km pe oră este viteza admisă în localitate, dar nu este o viteză impusă. Deci tu poți să mergi cu maxim 50 de km pe oră. Hai să zicem la cel maxim de 50 de km pe oră, o mașină normală, ca cele pe care le folosim noi în viață zi cu zi, nu știu, un Volkswagen Golf, o Skoda Octavia sau un Ford Focus, deci un middle class absolut banal, oprește la frânare de urgență pe asfalt uscat undeva până în 6 metri, între 5 și 6 metri. Aceeași mașină, dacă circulă undeva sub permis, undeva la 95-98 de km pe oră, distanța de oprire merge spre 40 de metri, adică crește de aproape 7 ori distanța de oprire cu același șofer, ca să nu mai spun timpul de reacție și așa mai departe. Adică mersul acela sub permis, din păcate, este una dintre sursele de accident și este o sursă de a învăța, cu ghilimele de rigoare, de a încălca regulile circulație. Ori în momentul în care cu toții ne asumăm această încălcare a regulilor de circulație, va fi un haos, pentru că suntem foarte mulți șoferi, foarte mulți pasageri, foarte mulți pietoni, bicicliști pe metru pătrat. Din ce în ce mai mulți, ai dreptate. Exact. Ce mai adică mulți. Și asta trebuie să știm că așa va fi. Nu se va schimba, din păcate, balanța kilometrilor de autostradă pe care vom avea în viitor apropiat. Va trebui să învățăm să circulăm pe aceste drumuri naționale și europene și, ca să nu mai vorbim de cele județene sau comunale. Asta e un alt capitol care, din păcate, are un cuvânt greu de spus, pentru că ne avem vreo 35.000 de kilometri de drumuri județene și doar 17.000 de kilometri de drumuri naționale. Deci de două ori mai mulți kilometri județene, pe care mai avem de două ori mai mulți kilometri de drumuri comunale. Adică dacă ne uităm în total drumuri în România, drumuri județene și drumuri comunale, ocupă cam două treimi din kilometri de drumuri pe care avem la dispoziție. Bogdan, da, îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturile de drumuri bune sau pentru drumuri bune pe care ni le-ai adus astăzi. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim în direct pe frecvențele Europa FM. Numai să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine, Radu, și să circulăm cu bine cu toții. Doamne ajută!